Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 29 iulie. Cu cine suntem? Cu Andrei. Cu Andrei! Este și el aici lângă mine. Bun, după câteva zile de lucru așa, a sosit timpul să mai facem câte ceva de exemplu, să vă arăt cum reușesc eu să... să consum polen și destul de bine... Uite, Andrei, tu pune aici două lingurițe de polen în pahar. Pune pline, tati. Pline, pline. Așa. Încă una și mai pune una. Așa, ăsta e aproximativ două lingurițe de polen peste care adăugăm câteva picături de tinctură. Să punem. 5, 6, 10 picături, așa, peste care punem niște lapte acru, un iaurt sau tot ce aveți de gen lactat. Turnăm un pic de lapte acru. Dacă vă simțiți slăbit, fără putere, nu aveți forță, acest ingredient este foarte, foarte bun pentru a te pune pe picioare, pe stomacul gol, așa o să-l luăm. După ce am amestecat bine, el arată cam așa, o pastă. Bun, acum trebuie să înțelegem că polenul e foarte bun, are minerale, are vitamine, tinctura de propolis este un antibiotic foarte puternic. Laptele acru sau un iaurt este liantul pentru a putea consuma polen. Se poate consuma și cu miere, dar foarte puțin, fiindcă mierea e foarte dulce, atunci nu poți consuma foarte mult polen. Dar lapte acru amestecat îl consumi foarte, foarte bine. După ce te obișnuiești cu gustul, fiindcă are un anumit gust, după aceea poți să consumi zilnic și. Te pui pe picioare, ești în putere, mai ales dacă aveți diferite afecțiuni, mai ales ale ficatului, dar și în caz de imunitate slăbită. Bun, cam atâta pe ziua de azi, cam asta consum eu în fiecare zi, până data viitoare, numai bine.